premiul din acest an se acordă Institutului de Studii Financiare. O să-l invit pe scenă pe Cătălin Câmpeanu, director general adjunct și adesea purtător de cuvânt al Institutului de Studii Financiare. Ne-am întâlnit pe scena multor evenimente ale brokerilor, în mod special zona de distribuție. Te rog. Mulțumesc foarte mult, Sergiu. Felicitări și pentru eveniment. Vă mulțumesc foarte mult pentru premiu, în primul rând și în numele echipei ISF. Este o echipă acolo întreagă, mă vedeți poate pe mine, poate pe domnul Siminică care este lângă mine aici, dar suntem o echipă întreagă, lucrăm fiecare zi pentru profesionalizarea pieței asigurărilor și îmi face plăcere să vă dau și o veste, să vă spun că vom derula un proiect pe fonduri europene în următoarea perioadă, urmând să profesionalizăm peste 600 de oameni din industria asigurărilor, având o finanțare europeană în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult! Oameni buni, pe bani europeni, pregătiți-vă cei mai buni oameni să devină și mai buni. Aplauze pentru toată activitatea și eforturile ISF.